Veteranul politicii românești a fost prezent miercuri seară la Câmpina pentru a sta de vorbă cu oamenii, indiferent de coloratura lor politică. Mircea Ionescu Chintu s-a vorbit despre trecutul, prezentul și viitorul partidului, dar și despre situația dezastruoasă în care se află România, situație care a mai fost și pe vremea când exista Convenția Națională. Cu 5 milioane de pensionari în mare mizerie, cu salariați care nu își primeau, nu cu reducere de 25%, că ideea asta monstruoasă a trebuit numai un asemenea guvern, acela care încă este deasupra noastră, din păcate, s-o purceadă. Oamenii în nevoie, guvernul pusese până atunci la putere, guvern PSD sau PDSR, nu mai știu ce era atunci, în orice caz, partea stângă a politicii noastre, și era atât de mare sărăcie în țară, încât hotărâseră, și noi criticam treaba asta, noi cei din Convenția Democratică, să facă niște restaurante pentru săraci. Au existat și momente în care Chintu s-a vorbit despre lucruri personale care îl deranjează în fiecare zi, ca de exemplu că nu se mai poate duce în piață pentru că este asaltat de oamenii nevoiași care vor să-și spună păsurile. Mai spun un lucru de care ar fi bine să nu spun. Nevastă mea e foarte supărată că nu prea o însoțesc, deși îmi place să merg în piață. Dar nu mai îmi place să merg în piață pentru că imediat să strâng în jurul meu diversi oameni din diverse categorii care nu spun altceva decât când ne scăpați, când ne scăpați. Întâlnirea de la Câmpina a fost interactivă, cei din sala asaltându-l pe invitat cu întrebări de tot felul, unele fiind chiar dificile. Mesajul președintelui Antonescu către noi, mai puțin vizibil de toată lumea, este un guvern complet nou, fără oamenii vechi ai Partidului Liberal. Întrebare. Nu cumva or să apară ceva probleme atunci când va fi vorba ca Partidul Liberal să conducă această țară? Într-o alianță sau nu? Mulțumesc. Știu. Și vreau să vă spun întâi să răspund direct la întrebare. Au și apărut probleme. Către finalul întâlnirii, care a durat mai bine de 2 ore și jumătate, veteranul politicii liberale a transmis un mesaj interesant, prin care i-a anunțat pe liberalii câmpineni că un partid nu poate funcționa așa cum trebuie, decât prin comunicare și prietenie. Din păcate, la noi, în România și în alte țări care sunt de sorgintea noastră, înțelegerea între oameni este pe planul 15. Întotdeauna se găsește cineva care să sape, întotdeauna când cineva vrea să construiască ceva, se grupează ceilalți care nu-și rezolvă interesele mult mai repede în jurul unui lider malefic decât în jurul unui lider care vrea să facă ceva. Și domnul Chintus, care a trăit atâtea, și-a dat seama cert că nu se poate face nimic fără prietenie, fără înțelegere, fără comunicare. În semn de respect pentru prezența sa la Câmpina, cei din sală i-au oferit lui Mircea Ionescu Chintus o monografie a municipiului, o diplomă de onoare și o medalie.